să ne oprim la cuvântul care l-am citit, Evanghelia după Luca, capitolul 13, unde este scris de la versetul 22. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Acest verset se aseamănă cu perioada aceasta de evanghelizări, când în orașe și sate, cei care vor pot să organizeze și Domnul cercetează cu har și cu mântuire aceste slujbe de evanghelizare. Dar vă rog să rețineți că după cum vremea în care Domnul a slujit, a predicat și a vindecat și a dat mântuire a fost limitată, la fel este și acum. Domnul n-a slujit decât 3 ani și ceva, pentru că El se îndrepta spre Ierusalim. Acolo urma să-și desăvârșească lucrarea. De aici putem înțelege în mod simbolic că Domnul lucrează, cum scrie spre finalul acestui capitol din ceea ce a spus lui Irod, dar vine ziua în care îi sprăvește. Iată ce vă citesc tot din Luca, capitolul 9, referitoare la scopul Domnului, versetul 51, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer. Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Că ne place nouă, că știm, că nu știm, Domnul își va respecta orarul pe care l-a gândit în planul său veșnic. Noi avem timp să lucrăm astăzi, e ziua mântuirii, e vreme de har. Dar Domnul nu ca altă dată să se mai îndrepte spre Ierusalim, se îndreaptă toate lucrurile spre un Ierusalim de sus și vine împărăția lui Dumnezeu. Așa după cum este scris în Cartea Apocalipsei, citesc din capitolul 11, versetul 15, atunci vor fi glasuri puternice în cer, care vor zice, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Până atunci, este însă timp de mântuire. Și în seara aceasta suntem încredințați. Fiindcă Domnul este bun și dorește ca nimeni să nu moară, căci El are putere să mântuiască. Vreau de asemenea să provoc pe cei credincioși care se cred poate mântuiți să se cerceteze. Textul nostru îndeamnă la o reflexie sinceră, pentru că spune Scriptura aici, sunt cuvintele Mântuitorului, că unii vor spune în ziua aceea, Doamne, Doamne, înseamnă că era o temă, numai că nu vor avea parte de binecuvântările împărăției eterne. Poate fi frământați de astfel de gânduri, scrie aici în versetul 23, unul, dar cu siguranță erau și alții care gândeau așa și se întrebau, a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Și vă rog să rețineți, citesc un capitol în urmă 12, cu unul că vremea aceea se strângeau roadele cu miile. Deci n-a întrebat asta pentru că erau doar 2, 3 sau 12 și câțiva lângă ei. Erau puțini care se adunau. Dar omul acesta a gândit mai profund. Că altfel am putea să simplificăm problema, să spunem, noi suntem creștini, nu-i problemă. Noi credem în Dumnezeu. Repet întrebarea lui, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Noi cu asta nu vă provoc să puneți întrebări statistice. Și să puneți întrebarea, Doamne, oare eu sunt pe calea mântuirii? Noi ne-am rugat la început, ne vom ruga și la urmă. Și chiar este recomandat de Scriptură, citeți în Psalmul 139, să ne rugăm cu cuvintele. Cercetează-mă, Dumnezeule, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Să reținem răspunsul Domnului, Luca 13:24, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Și acum urmează răspunsul cu valoare statistică. Căci vă spun, că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Deci omul a întrebat, puțini sunt cei ce vor fi mântuiți? Și Domnul nu i-a spus că sunt puțini mântuiți. I-a spus că mulți vor vrea să intre, adică să fie mântuiți.
Vedeți, Domnul nu spune, sunt puțini pe calea mântuirii, că restul nu vor. Spune, sunt puțini. Dar dă un răspuns mult mai bogat decât să spună că sunt puțini. Și afirmă că sunt mulți care în așa fel vor proceda greșit, încât nu vor putea să intre. Cu toate rugămințele, cu toate argumentele, târzii, fără valoare. Și spune aici textul, versetul acesta este cutremurător, a spune, versetul 28, va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți proroci în împărăția Dumnezeu, pe voi scoși afară. De aceea spuneam că trebuie să ne cercetăm toți. Unii nu vor putea să intre, iar alții vor fi scoși afară. Și în final, răspunzând întrebării, puțini vor fi mântuiți. Repet, nu pentru că n-au aflat, pentru că sunt mulți chemați. Însă puțini aleși aceste răspunsuri la întrebare. Sunt tot cuvintele Domnului, de exemplu, în Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 14, căci mulți sunt chemați, ar avea șansă, dar o ratează. Puțini sunt aleși. Domnul spunea aici, pornind de la această întrebare, a dezvoltat subiectul, a avut o predică pe tema aceasta, versetul 25, odată ce stăpânul casei se va scola și va cuia ușa. Și vreau, printre altele, să ne gândim că noi pe acest pământ suntem niște bieți, călători, străini ca toți părinții noștri, nu-i niciunul stăpân pe suflarea sa, nu stă în puterea omului, zice Ieremia, să-și îndrepte pașii spre țintă. Rețineți, acest pământ, mai mult, acest univers, are un stăpân. Evreii obișnuiau să-i se adreseze cu apelativul Domnul, ceea ce înseamnă stăpânul. Da, vrem să-i recunoaștem autoritatea în această seară. Dreptul de proprietate peste cele văzute și nevăzute. Să recunoaștem că El este Creatorul nostru și El este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Bine zicea Moise în Psalmul 90. Mă știu ca un vis dimineață. Ca o floare care este tăiată și se usucă ani în vieții noastre. Se ridică la 60, 70, 80 de ani. Pentru cei mai dar. Și lucrul care se mândrește omul, nu-i nică trudă și durere. Nimica toată. Atât suntem noi oameni. E un stăpân care închide, care deschide, nu doar ca să plouă și să aducă zăpadă, nu doar ca să iasă soarele din cămările lui, cum spune în mod poetic David, unul care închide sau deschide ușa mântuirii. Asta e mai important decât orice. Pentru că toate le-a creat El. În fața lui Dumnezeu, duhurile cad în leșin. Eu nu ce să mai vorbim că noi cădem în leșin în fața duhurilor. Deci noi suntem la a doua scară inferioară. Dumnezeu ne-a cestit și ne-a pus peste viețuitoare pe pământ. Dar în raport cu ființele din cer, noi suntem ca praful de pe cumpăna fântânii. Are asta vreo valoare? Vreo greutate? Suntem prea mici pentru un univers atât de mare și mai mult pentru Dumnezeu atât de mare, slăvit să fie. Amin. Odată ce stăpânul casei se va scula, acum stă liniștit Dumnezeu. Și încep Psalmul 50, eu am tăcut și oamenii cred că sunt liberi să facă ce vor, să facă pe șefii, pe ceea ce gândesc ei, cum vor să acționeze și va încuia ușa. Și voi veți fi afară. Veți începe să bateți la ușă să ziceți, Doamne, Doamne, interesant, va veni vremea când oamenii vor ști să respecte pe Dumnezeu. Dar cu cuvinte mult mai grave, că și acum oamenii vorbesc de Dumnezeu, oricum și în înjurături, dar acum nu se tem, vorbesc așa ușurate. Dar va veni vremea când vor spune Doamne cu emoție, cu frică. Pentru că așa cum vă spuneam înaintea lui Dumnezeu, omul este zero. Mai mult spre Scriptura, nelegirea și închide
El va răspunde. Dumnezeu este obiectiv. Spune adevărul. Și acum, și în ziua de apoi. Dar acum are un adevăr așa, liniștit. Dacă vrei, l-auzi, ții cont de el, dacă nu, ai libertate. Dar în ziua aceea va fi un cuvânt poruncitor. Dumnezeu în dragostea lui astăzi ne cheamă și spunea Domnul Iisus, veniți la mine. Dar vine cine vrea. Și alții s-au dus. Și au libertate să se ducă. Și i-a întrebat Domnul și pe alții, voi nu vă duceți? Da, dar scrie în Matei 25 aceleași cuvinte a Domnului Hristos că în ziua aceea va zice unora, veniți. Și altora, duceți-vă și vor putea să schimbe. Spune, Doamne, vrem să venim și noi. Când va porunci Dumnezeu, duceți-vă, se îndepărtă pământul de sub picioarele tale, cu totul te îndepărtezi. Pământul și cerul vor fugi dinaintea lui. Și nu se va mai găsi loc pentru ele. Cum mai vii atunci la Dumnezeu? Ce har acum cât este ușa deschisă și bine ați făcut că ați venit la adunare. Ca să ne îndreptăm împreună spre împărăția lui Dumnezeu și Domnul în ziua aceea să ne primească. Atunci când Dumnezeu va spune, nu știu de unde sunteți, n-are nimeni ce să conteste. Nu te mai poate apăra nimeni. Spune Scriptura, Daniel, capitolul 4, că atunci când Nebucadnețar și-a dat seama de autoritatea lui Dumnezeu, el a spus, versetul 35, și toți locuitorii pământului sunt tot nimic înaintea lui. El face ce vrea cu astea, ce locuitorii pământului și nimeni nu poate sta împotriva mâniei lui, nici să-i zică, ce faci? Bine, spune Psalmul 115, Dumnezeu nostru este în cer și face tot ce vrea. De aceea, dragii mei, ca să nu ajungem într-o zi în fața lui Dumnezeu și să ne alunge, cum spune Apostolul despre unii care vor avea o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu, să nu li se întâmple așa. Atenție ce vom face. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și nu le-ți erau să-i învățat pe noroc. Cu alte cuvinte, Doamne, noi am fost la evanghelizare. Noi am auzit ce ai predicat. Da, dar asta e o sândă în plus. Căci din cuvintele tale vei fi judecat. Pentru că oamenii aud și nu fac. Sunt cuvinte rostite de Domnul în contextul cuvintelor, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Pentru că vinovata fără de lege e pentru cei ce au cunoscut legea. Are Dumnezeu cum să-i judece și pe cei ce n-au fost la biserică. Au un cujitor scrisă legea. Dar noi cu atât mai mult suntem vinovați, că cel ce a știut voia stăpânului, Luca 12, și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va prinde mai multe lovituri. Dar nu scapă nici celălalt. Căci Dumnezeu poate să-i judece pe toți. Și, în schimb, dacă unii vor fi alungați, respinși, spune de la versetul 29, vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte. Se mântuie și eschimoși, să zicem. E un misionar român pe la eschimoși. De la răsărit, de la apus, de la miază zi, africani, din toate locurile de pe pământ, și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Vă întreb, nu v-ați gândit sau ce loc ocupă în mintea dumneavoastră ideea asta de a ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu? E doar începutul veșniciei. Ce diferență! Unii să fie acceptați, puși la masă, serviți cu sfinți, însăși Domnul va sta la masă după promisiunea Lui. Va fi pe muntele cel sfânt, zice Isaia 25, o masă, o nuntă chiar, spune Apocalipsa 19. Și vom fi poftiți să începem fericirea cu Dumnezeu. Să ne bucurăm și să ne veselim, zicea Ioan. Și de patru ori strigă acolo în Apocalipsa 19, aleluia, ceea ce înseamnă, Doamne, te lăudăm că ai adus mântuirea. Vrei să fii acolo? Dumnezeu încă are ușa deschisă. Dar odată e stăpân. Se va scola și va încuia ușa. Și asta va fi mare tragedie. Să vezi oameni, cum vă citesc din cartea Apocalipsei, capitolul 5, din toate locurile de pe glob, versetul 9, se va cânta acolo. Să vedeți orchestranților de o să fiți pocăiți în ce orchestră cerească veți fi incorporați. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrei și Hristos, vei ieși să iei cartea, să-i rupe cețile, că ce ai
fost junghiat și a răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele de oameni din orice seminție, de orice limbă, de orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preos pentru Dumnezeul nostru, mărit să fie în veci. Amin. Așadar, gândiți-vă profund la aceste realități. E o vreme de har. Dumnezeu ne cheamă. Puțini își dau seama acum. Cei mai mulți se vor trezi când va fi prea târziu. Dar atunci va începe plânsul și scrâșnirea dinților. Atenție, vă spuneam și la credincioși. Pentru că apare în acest context vers 30 și iată că sunt unii din cei de pe urmă. Adică, printre altele, are și următoarea interpretare. S-ar putea să fie un pocăit de 30 de ani. N-a fost serios cu Dumnezeu. El a fost cel de tâi. Printre cei de tâi. Dar Dumnezeu este drept. Și dacă nu te ții serios pe calea mântuirii, poți să cazi. Crede Domnul este drept, dar cei răzvrătiți, cad pe ele. Cine știe după câtă vreme? Și umblare pe această cale. Și vine altul pocăit numai de acum. Și ți-a locul. Și cei din urmă vor fi cei de tâi. Schimbări dramatice. De aceea, să fim serioși cu Dumnezeu. Dumnezeu are vreme de a ardă asta nemăsurată de noi. La cei din Ninive i-a anunțat pe când mai aveau 40 de zile. Pe Nebucadnețar, Dumnezeu l-a mai lăsat 12 luni. Smochinul acela a fost îngăduit 3 ani și încă unul 4. Nu știu cât e vremea de har. Eu una știu. Astăzi este ziua mântuirii. Mai știu ceva. Împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu lui Botezătorul, se ia cu năvală. La ușă. Să nu fim ca și acel om în gara care spunea, eu am bine. Și-a plecat trenul. Nu trebuie să-ți cauți peronul, să te grăbești, să verifici tabela, să uiți la ceas și să dai năvală. Oamenii care amână manifestă un dispreț față de Dumnezeu și față de sufletul lor. Că dacă ar fi cineva bolnav, de ce nu amână? Las! Iau medicamente mâine. Mă tratez eu la anul. Sau să spun altceva, dacă ești flământ, nu spui că mânci mâine. Spui că astăzi. Dar atunci cum se face că sufletul nostru suntem atât de amăjiți de diavolul să-l lăsăm așa, la urmă, ultima problemă de rezolvat? Avem alte treburi. Ce vom mânca și ce vom bea. Spunea Domnul Hristos în Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, dar vezi să o cauți pe la ușă. Pe la ușa aceea bună. Și neprihănirea Lui și cealaltă lucruri. Îngrijește Dumnezeu de noi, vom avea și noi grijă de El. Cu siguranță e important ca în seara asta în decurs să ai foc în cameră, să nu dormi la frig. Și dacă n-ai mâncat, să mănânci. Dar cel mai important a fost să vii la adunare și te cercetezi în cele sfinte, amin? Domnul să vă dea. Ei, după ce am prezentat imaginea aceasta de sfârșit, vreau să zăbovesc asupra versetului 23. Și ne mai a zis, Doamne, ori puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii. Scriptura vorbește cuvintele Apostolului Pavel, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, despre două căi. Cum de altfel și Domnul face referire la el. Fiindcă provădirea cum ce este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Asta e o cale. Calea pierzării. Dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, despre care întreba Domnul, este puterea lui Dumnezeu. Ce înseamnă propunerea crucii? Vestirea faptului că Domnul a murit pe cruce pentru noi. El este ușa. Deci, pleacă doar. Ascultați și cuvintele Domnului. Evanghelia după Matei, capitolul 7, citesc de la versetul 13. Intrați pe poarta cea strântă. Sunt exact cuvintele care apar în Luca. Nevoiți-vă și intrați pe ușa cea strântă. În seara asta, asta facem, printre altele. Ne nevoim. Căci largă este poartă. Nu, poartă largă nu trebuie să te nevoiești. Lată este cale care duce la pierzare. Ca
calea pierzării, că doar Pavel a folosit cuvintele Domnului. Și mulți sunt cei ce intră pe ea. Deci, majoritatea oamenilor intră pe o poartă largă și merg pe o cale largă. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață. Și puțini sunt cei ce o află. De-a Domnul să puteți afla săptămâna asta. Amin. Dragii mei, spun asta pentru toți, începând cu noi care predicăm. Niciunul dintre noi încă nu este mântuit integral. Adică niciunul n-a trecut pe poarta aia pe care într-o zi stăpânul o închide. Suntem numai pe cale. E o poartă la intrare, îngustă, pe care trebuie să ne voim să intrăm. E o cale îngustă, pe care suntem. Unul de 5 ani, altul de 10, altul de 50. Dar mai e o poartă la intrare în rai. Despre care, hai să vă citesc din Apocalipsa, capitolul 16, spune versetul 15 așa. Iată, eu vin ca un hoț, fericit de cel ce vechează și își păzește hainele. Că în Matei 22 e unul care îi se părea că e înăuntru. Dar a venit ultima inspecție și n-avea haine regulă. Și l-a scos afară. Ca să nu umble gol și să-i se vadă rușine. Și tot din Apocalipsa vă citesc, capitolul 22, versetul 14. Fericit de cei ce spală hainele. Deci încă pe drum se poate primi haină, se pot spăla haine, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Dragii mei, frumoase sunt porțile acelea ale Ierusalimului de sus. Dar deodată noi n-ai intrat toți decât pe poarta adunării, pe poarta botezului, prin ușa care se numește Domnul Hristos, pe porțile alea încă n-am intrat. Repet, suntem încă pe cale. Și dacă stai în picioare, spune Scriptura, teme-te, la sfârșit putem fi fericiți. Acolo începe veșnicia. Până atunci suntem doar într-o călătorie. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 11, valabil pentru noi toți, versetul 13, în credință au murit toți aceștia, fără să fie căpat al locurile făgăduite. Nici cine a murit n-a intrat pe portul. Că nu intră ei înaintea noastră. Și doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe. Privim în seara asta spre veșnicie. Mărturisim că sunt străini și călători pe pământ. Aceștia doreau o patrie mai bună și este o cetate pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și tot aici în Evrei scrie în capitolul 13, versetul 14, căci noi nu avem aici o cetate stătătoare și suntem în căutarea celei viitoare. Așa că, după cum avem o cântare, drum bun cu Domnul spre veșnicie. Dragii mei, fiecare din noi este pe o cale. Numai că, ascultați-mă ce vă citesc din Cartea Proverbe. Capitolul 14, versetul 12. Multe căi pot părea omului bune. Tot Proverbe 21:2. Omul socotește. Deci nu vreau să vă judec așa cu sânge rece. Să spun, băi, tu nu ești pe calea cea bună. Că eu știu ce scrie aici. Omul socotește, deși dumneata, că toate căile lui sunt fără priham. Omul crede că e bine cum face el. Da, știți ce scrie în continuare? Cel ce cercetează inimile este Domnul. Nu te încrede în inima ta. Că mintea ta te poate duce în eroare. Spunea profetul Ieremia, capitolul 17 al cărții sale, cu referire la mintea omului. Și la felul în care ori noi gândim greșit, ori ne luăm după alții și ne rătăcesc. Spune aici versetul 5, așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om și își abate inima de la Domnul, apucă pe alte căi. E ca un nenorocit în pustie care nu vede venind fericirea. Dar binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este la Domnul. Inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de ea. Cine poate să o cunoască?
Cine își poate da seama că el gândește bine sau nu? Avem noi unitate de măsură exactă? Ascultați-vă, dragi, ce scrie. Eu, Domnul, cercetez inima. Să ne rugăm în seara asta, cum am citit în Psalmul 139, Doamne, cercetează-mă. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Vezi dacă finalul, dacă viitorul meu ar fi unul dezastros. Și îndreaptă picioarele pe calea păcii. Ia-mă de mână, Doamne, și călăuzește-mă până în Sfânta Ta Împărăție. Cum spunea Safon, Psalmul 73, Doamne, pe cine am eu dulcere afară de Tine? Și pe pământ nu găsesc plăcerea nimeni decât în Tine. Tu mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. Frumoase cuvinte. Când gândești așa, când dorești așa, se încheie psalmul cu cuvintele, când despre mine fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Asta vă îndemn în această seară. Pentru că noi putem greși și să nu ne dăm seama. Există în fond o cale bună și o cale rea. Și tot în Proverbe, dacă sunt, vă citesc din capitolul 2 și vă recomand să vă feriți de influențe. Versul 10, căci înțelepciunea va veni inima ta, dacă cu toată inima, cu sinceritate, te îndrezi pentru Dumnezeu, Doamne, vreau să cunosc adevărul, vreau cu sinceritate să te ascult. Chipzuința va vechea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea cea rea. Sunt oameni care vor să ne amăgească. Unii cu rea intenție, alții fiindcă nu-și dau seama. Spune Scriptura despre unii că se amăgesc pe ei și amăgesc și pe alții. Merg înainte și o nimerez rău. Dar Dumnezeu are această intenție despre care vă citesc în Isaia 48. Eu vă citesc din Biblie și astea sunt cuvintele lui Dumnezeu, astea arată intențiile Lui, inima lui Dumnezeu, ce dorește. Versetul 17, așa vorbește Domnul. Eu, Dumnezeu Tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi, ca să ajungi bine. Și atunci nu mai trebuie să te frămânți că sunt puțin sau că sunt mult. Sunt puțin în fond. Dar întrebarea ta trebuie să fie, ăsta e răspunsul Domnului, tu nevoiește-te. Că asta este important. Dacă vreți, cu alte cuvinte, știți, adică știu și eu, aici suntem într-o biserică pentecostală. Dar asta e o denumire chiar veche. Alții sunt într-o biserică ortodoxă. Și asta este o denumire mult mai veche. Dar în Biblie, știți cum s-au numit cei care erau pe calea cea strâmtă și pe care au intrat pe poarta strâmtă și pe calea cea îngustă? Știți cum se numeau? Partida aceea cum se numea? Vă citiți în Cartea Faptele Apostolilor și vă voi arăta că denumirea asta e cea mai veche denumire. Nu că vreau să vă schimbați denumirea. Dar vreau să gândim, pentru că această denumire apare în Scripturi și are un mare înțeles. Citeți mai întâi din Cartea Faptele Apostolilor. Capitolul 9, de exemplu, povestește Apostolul Pavel că el a prigonit, versetul 2, pe unii care umblau pe calea credinței. Așa s-au numit la început credincioși. Doctrina lor, învățătură, calea credinței. Iată și alte referiri din Cartea Faptele Apostolilor care arată acest adevăr. De exemplu, capitolul 18, versetul 25. O denumire mai frumoasă, dar cu același fond. Apolo era învățat în ce privește calea Domnului. Pagina de dreapta, 19:23. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Așa se numea atunci credință. Calea Domnului. Cum e calea Domnului? Îngustă. Cât se umblă pe ea? Puțin. Întrebarea este, ești pe calea asta a Domnului? Vom vedea în final ce înseamnă calea Domnului. De ce noi propovăduim răstignirea Domnului Hristos pe calea mântuirii? E calea Domnului, calea mântuirii, calea credinței, toate au un înțeles foarte profund. Spune mai departe aici, Fapte 24:14, tot Pavel, îți mărturisesc că slujesc Domnului Dumnezeului părinților mei după calea pe care eu numesc partidă și se cunoștea calea asta.
scrie în 22 Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta. Eu am mai fost anii trecut la evanghelizat la dumneavoastră și știu că sunteți unii care ați mai fost. Nu că vă rețin față. Dar știu că umblați și aveți cunoștințe de calea asta. Ce să mai spun de ai noștri care o știu? Dar umblăm pe ea? Doamne, ajută! Amin. Vă spuneam că denumirea nu e numai de la apostoli. E mult mai veche. Iată ce vă citesc din Cartea Genesa. Capitolul 18, versetul 20. Și astea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Că și eu îl cunosc, vorbea el despre Avram, și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să plinească făgăduința față de Avram în ceea ce i-a făgăduit. Calea Domnului. Mai târziu, Caleb spunea, am umblat pe calea Domnului. Acum vreau să ne gândim puțin la denumiri și la semnătatea lor. Calea aceasta a Domnului. Pentru că Dumnezeu în ziua aceea, când va cuia ușa și va decide cine are drept să rămână înăuntru, că de intrat nu să mai intră. Vor fi de altfel două categorii de oameni care vor rămâne pe din afară. Cei ce n-au intrat și vor bate prea târziu la ușă, adică cei ce nu s-au pocăit și nu s-au botezat, mărturisindu-și păcatele. Cei ce n-au pornit încă pe calea aceasta, asta e o categorie care rămâne afară. Și mai e cealaltă categorie a celor care sunt înăuntru, dar n-au umblat drept pe cale. Ei vor fi aruncați afară. Ei fac parte din categoria aceea. Când va veni Domnul, va arunca afară, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 13. Ascultați categoria aceasta cum este definită, versul 41, partea a doua. Pe cei ce sunt pricină de păcătuire, întreb, ăștia care pot fi pricină de păcătuire, sunt botezați sau nebotezați? Botezați, e clar. Și pe cei ce se vârșesc fără de lege. Poate sunt unii care au păcătuit în ascuns și n-au fost pricină pentru nimeni, că nu s-a știut păcatul lor să fie unit în numele Domnului. Dar intră în aceeași categorie, că în fond nu sunt decât două. Cei ce n-au intrat pe prima ușă și cei ce n-au mers drept pe cale după ce au intrat. Revin la Genesa. Spune Scriptura aici, calea Domnului înseamnă să faci ce este drept și bine. Sau să fii neprihănit, cum am amintit din Osea. Pentru că noi știm că suntem mântuiți prin credință. Voi aminti și aceasta. Dar, spune Iacov, vrei dar să înțelegi omul nesocotit că-și credința fără faptă este? Este moară. Ne ajută. Și Dumnezeu vrea să fim sare și lumină și oamenii văzând faptele noastre să slăvească pe Dumnezeu. Ce înseamnă, de fapt, calea? Să faci ce este drept și bine. Adică să-L urmezi pe Dumnezeu. De aceea zice calea. Dumnezeu a rânduit faptele și noi să umblăm în El. Știți că Domnul mergea și care cum se pocăia, spunea, vină după mine. Adică să ai același traseu. În Biblie sunt atâtea exemple. Oameni rânduiți de Dumnezeu ca să facem așa ca ei. Și când ne gândim la Avram, ce înseamnă că a făcut ce este drept și bine, Dumnezeu i-a poruncit să iasă din Mesopotamia, apoi din Haram, și a mers pe unde i-a spus Dumnezeu. A făcut ce este drept și bine, a ascultat de tot ceea ce Dumnezeu i-a poruncit și zice tot Iacov că el a fost socotit neprihănit și prin fapte, nu numai prin credință. De altfel, intrarea pe prima ușă e calea credinței, e poarta credinței, spune. Dar umblarea pe cale înseamnă umblare prin fapte. Spune în Tit, cei ce au crezut trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Doamne, ajută-ne! Amin. Stimați pocăiți,
Evanghelizarea are rolul să-i cheme pe alții să pocăiască, dar și să ne amintească nouă că dacă nu vom fi cu adevărat pocăiți, mai mari o sândă vom primi. Umblăm noi pe calea Domnului? Facem ce este drept și bine? Acum, în societatea asta noastră românească, care e așa cum e, ce să o sândim din lumea, că toată lumea zace? În ce se aștepte la ei? Acile este raiul, se bucură care de care să prindă o porție mai mare. Se spune că se certau doi copii într-o zi și cineva a zis la tatăl lor: păi tu nu vezi ce fac copiii ăștia? O zic, ce fac săraci? Fac și ei ce face toată lumea. Nu vezi că au trei luni și ei sunt numai doi. Fiecare vrea două. Este setea asta de înavuțire care te face să nu mai fii drept? Este tendința asta spre rău. Să gândești rău, să faci rău. Și Dumnezeu te cheamă să faci bine. Că asta înseamnă să mergi pe calea Domnului. A merge pe calea Domnului înseamnă să te gândești ce-ar face Domnul în locul meu. Că ar fi Domnul zidar, ar fi bun meseria. Știți că și Domnul a fost meseria și oarecare. Da. Și Apostolul Pavel făcea și el cort. În viața, în ceea ce suntem, Dumnezeu ne cheamă să ne comportăm în așa fel. Ascultați-vă ce vă citesc din Coloseni. Să facem totul ca pentru Domnul, în numele Domnului, ca și cum El însuși ar fi. Coloseni, capitolul 3, versetul 70. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului. Pentru că suntem pe calea Domnului și suntem mântuiți în numele Domnului. Versetul 20. Și trei, orice face, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Doamne, ajută-ne. Amin. Să faceți ce este drept și bine. Să ne amintim și de cuvintul lui David, care sunea Psalmul 101, asta acasă, că de fapt, acolo se vede pocăința. Versetul 2. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale prihănită. Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Ca bărbat, ca femeie, și voi ca și copilași în măsura în care înțelegeți aceasta. Vă citesc și din Isaia în aceeași idee și vorba apostolului, vreau să spun apăsat. Isaia 26. Pentru că dreptate e primul lucru care place lui Dumnezeu. Îndrăznesc să spun că e dreaptă Biblia. Întâi ce este drept și apoi bine. Că uneori noi mergem cu binele înainte. Și lăsăm dreptatea să cam întârzie. Întâi dreptate și apoi facere de bine. Că nu poți să fii nedrept și iei de la unul și dai la altul, că ți-e prieten. Și poate tu și facă. Sau uneori te rupe milă, așa. Nu iei la Dumnezeu nota 10 când dai la un sărac, dar ți-ai nedreptățit colegul. Sau la un târg, n-ai fost cinstit. Da, de urmă. Cu asta nu-i ful ochii lui Dumnezeu. Isaia 26, versetul 7. Calea dreptului este neprihănire. Tu care ești fără prihană, netezești cărarea dreptului, adică Domnul ne călăuzește și ne învață ce este drept, ce este de folos, ce este bine. Amin? Amin. În al doilea, spune Scriptura, citesc din Iosua, capitolul 14, sunt cuvintele lui Caleb și a spus adevărul. Vreau să vă amintiți contextul ieșiseră evrei din Egipt. Fuseră la Sinai, primiseră legea și erau opriți la Cades Barnea. Și au trimis 12 spioni în Israel. Să vadă cum e țară, urmau să o cucerească. Și-au venit înapoi și le-au dus din roadele țării, frumos, vă rog să vă gândiți, ei pustie la mană, în casele, de când ieșiseră din Egipt. Și aminteau de mâncarea de acolo, dar acum au avut prima dată ocazia să guste din mâncarea de unde urmau să neagă. Nu știu la cât s-a ajuns. La culme, că primii care n-au crezut au fost tocmai cei care n-au luat avut doar de gustare, cei care s-au săturat în Canaan. Au putut să mănânce acolo struguri și au
au găsit de toate, curgea lapte și miere. Dar n-au crezut. Zice, evrei trei, n-au intrat pe Sfântul nostru, ci din pricina necredinții lor. Și când spune Caleb aici, pe Sfântul 8, frații mei care se susțineau împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Dumnezeului meu. Dacă vrei să mergi pe calea Domnului, să știi că asta e calea credinței. În primul rând, a credinței în Domnul Hristos, dar nu numai, normal la început de credință. Toată viața, cel neprihănit va trăi prin credință. Avem încredere în Dumnezeu că ne ajută? Sau când se întâmplă vreun necaz, gata cu credință. Când suntem la limită și nu mai știm ce avem de făcut, uită Dumnezeu de noi? Niciodată. Despre cei trei, Anania, Mișael și Azaria, în Babilon, este scris că Domnul a izbăvit, fiindcă s-au încrezut în El. E foarte important. Și în viață sunt multe teste de dat, în care trebuie să credem în Dumnezeu. Avram, ca să-l reamintesc din nou, numai că a făcut bine și că a fost drept și că nu s-a certat cu Lot. Asta e dovadă că a urmat calea Domnului. Dar când a fost pus la încercare, să aducă jertfă pe fiul său. Spune Evrei 11, prin credință a adus Avram ca jertfă pe Isaac. Sunteți unii care vă gândiți la perioada de criză și la ceea ce va fi? Luați-vă scutul credinței și poate să vă înțepe diavolul cu nu știu câte gânduri să spună, vai, ce a fi, probleme de sănătate? Nici o problemă. Dacă Dumnezeu vrea să mai trăim, ne va sprijini. Iar dacă Dumnezeu vrea să ne încheiem viața, înseamnă că ne duce mai repede la odihnă, până vin și ceilalți să-și termine toți călătorile. În credință au murit toți acești. Asta e calea credinței. Așa s-a numit la început și denumirea asta trebuie să se vadă. E bună și denumirea de Pentecostal, să fii botezat cu Duhul Sfânt. Dar dacă nu mă vorbești în alte limbi și n-ai dragoste și nu umbli pe calea asta a dreptății și a neprihănirii, n-ai ajuns la cap. Te încurci? Trebuie să fie calea dreptății, calea Domnului, calea credinții. Doamne, ajută-ne! De asemenea, vă rețineți, este numită calea Domnului. Mi se pare că asta e cea mai frumoasă denumire. Și ce înțeleg eu din ea? Evrei, capitolul 10. Spune Scriptura, mai citim și din capitolul 9 mai întâi. Vă amintesc din Vechiul Testament, dacă i-aș întreba pe ăștia de la orchestră, așa, voi faceți religie la școală, dar Biblia aveți pe acasă, așa? Știți din ce era compusă clădirea templului? Cele două încăperi, da? Știți ce era între ele, da? Era o perdea. Și după perdeau aceea, cine avea voie să treacă? Marele preot, odată pe an, ziua a 10-a, a lunii a 7-a. Nici măcar preoții nu aveau voie, numai marele preot. Ca un simbol prin chipuirea Domnului Hristos. Și spune Scriptura, Efesul 8, din capitolul 9. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul, calea, în locul prea sfânt, nu era încă deschis, câtă vreme sta în picioare cortul din tâi lucruri în Vechiul Testament. Aceasta este o asemănare pentru vremea de acum, când se aduc darul. Și acum, știți ce s-a întâmplat când și-a dat Domnul Duhul? S-a rupt. Perdeau. Și dintr-o dată s-a deschis locul. Și scrie în continuare aici, versetul 24, că și Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mâini omenească. Și a intrat chiar în cer să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă calea Domnului? Calea asta a Domnului te duce până înaintea tronului de slavă. Scrie în capitolul 10, versetul 19, astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus, ea e calea Domnului, că El a plătit pentru ea, El a deschis-o, El a trasat drumul. Avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie. Avram s-a dus pe calea Domnului, dar pe el calea Domnului îl ducea numai până la Domnul Hristos, atât. Caleb s-a dus pe calea Domnului, dar l-a dus numai până în Canaan. Dar acum s-a deschis adevărata cale, care nu se oprește într-un punct,
care continuă până în Sfânta Împărăție lui Dumnezeu. Iar rămâne calea faptelor, rămâne calea credinței, calea dreptului, a neprihănirii, dar cea mai frumoasă denumire rămâne calea Domnului. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o prin perdeaua dinăuntru, adică trupul lui. Și fiindcă avem un mare preot pus peste toată casa lui Dumnezeu, să ne apropiem, să dăm năvală, dar mai mult, să alergăm, spune Scriptura, pe această cale sfântă. Zice Apostolul Pavel, nu că am și ajuns, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, caut să fiu una cu El. Filipeni, capitolul 3. Dragii mei, aici trebuie să fie ținta noastră. Versetul 10. Să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferinței Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Domnul să fie slăvit. Amin. Ce este calea Domnului? O nouă cale. Un mod de a ajunge la Dumnezeu. Dar Domnul s-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, adică e singura cale. Alte religii, hinduiști, propun până ajungem la divinitate, în budeitate, cum spun ei, ai de mers în viața asta pe coate și pe genunchi, până la temple. După ceea, cine știe când te reîncarnezi, mergi pe picioare sau zbori, depinde ce te faci. Ce cale trudnică! Mahomedanii spun că cel puțin o dată în viață să faci un pelerinaj, să ții postul acela, așa au și ei, știți, 5 rugăciuni pe zi, milostenii au vreo 15 percepte de bază. Și drumesc oamenii pe căile lor. Noi în seara asta proclamăm calea Domnului. Trupul lui ne-a deschis acces la Dumnezeu. El este poarta, El este ușa, cum spunea Ioan 10. Dar El este și calea, El este păstorul. Și noi suntem oile care trebuie să mergem după El. Bine spune Scriptura în cartea profetului Isaia, un cuvânt frumos, aici se vorbește despre călăuzirea Duhului Sfânt. Capitolul 30, versetul 21. Urechile tale vor auzi după tine glasul care îți va zice, iată drumul. Și dacă în seara asta simți că de la Dumnezeu este chemarea, să știi că asta e chemare cerească. Să te nevoiești să intri pe poartă. Nu eu am deschis-o. A deschis-o cel ce-i poartă numele și ăsta e Domnul Hristos. Și când, asta pentru pocăiți, când veți va voi să vă abateți la dreapta sau la stânga, că diavolul te cheamă, așa, pe fete cu câte un băiat de lângă cale, pe bărbați așa cu câte o afacere la negru, nu te abate de pe cale, gândește ce ar face Iisus în locul meu. Ar face așa sau nu? Rămâi pe calea Domnului, fă voia Domnului. Și voia Domnului este sfânt, cuvântul Său, cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Calea Domnului înseamnă, pe de o parte, drumul care ne l-a deschis El, dreptul care ne l-a oferit să fim mântuiți, iar pe de altă parte, calea Domnului înseamnă să trăiești ca El. 1 Ioan, capitolul 2, citesc cuvintele Apostolului care și-a rezemat capul pe pieptul Domnului Iisus. Versetul 6, cine zice că rămâne în El, sau cu alte cuvinte, cine zice că rămâne pe cale, trebuie să trăiască și El. Cum a trăit? Iisus. Deci calea Domnului înseamnă să fii ca Domnul. Poate asta pare prea mult, nu? Păi se pocăiește o femeie la 50 de ani. Unul, poate și mai au să fii ca Domnul. Dar ce Domnul Iisus a trăit pe o altă planetă, nu pe planeta asta? A fost un om supus la celor slăbiciuni, ca și noi, Ilie, la rândul lui. Dar Domnul a trăit prin aceleași ispite ca și noi. Și a fost biruitor. Putem și noi să biruim prin El? Da, spunea Pavel. Filipeni 4 cu 13. Pot totul în... Da, da, asta știi în ce condiție? Galatea 2 cu 20. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos? Nu, Hristos, dacă trăiești în tine, să meargă pe calea Lui. Nu-i facem noi regim. Nu-i schimbăm noi traiectoria. Din potrivă, orice gând, 2 Corinteni 10, să-L faci rob ascultării de Hristos. Mă auzi și tineri? Asta e computer bun în care Hristos slujește așa ca să fie cel mai sigur antivirus. Niciun gând să nu dea pe alături. Nici o faptă. Nici o imagine. Ca să pășești pe calea Domnului. Dreaptă-i calea aceasta și duce în sus. Frumoasă cântare avem. Chiar dacă sunt pericole pe ea, Domnul la necaz ne ia de mână.
și ne poartă cu siguranță pe calea sfântă. Bine spunea profetul Isaia, amintesc în final capitolul 35 al cărții sale. Era doar profețită, cum vă spuneam, încă nu le-a deschis. Versetul 8, acolo se va croi o cale. Un drum care se va numi calea cea sfântă. Auziți, ce onoare avem. Sântoșești pe calea cea sfântă. Mă, nu e viața asta, am încercat, am mers după teoriile comuniștilor și ne-am împotmolit, am dat în pustiu. Acum ne-am dat după americani și ne-am mai rădăcit odată. N-ați vrea să ne dăm după Domnul? El a ajuns acolo. Noi tot nu mai zărim luminița de la capătul tunelului. Însă Domnul ne-a deschis o cale vie. El este viu în vecii vecilor, o cale nouă. Care va fi numai pentru cei sfinți. De aceea îi spune calea cea sfântă. E calea Domnului când ne gândim la realizările Lui. Dar oamenii nu-L văd pe Domnul. Oamenii văd pe noi și când se uită la noi se spună asta e calea sfinților. Era un frate în Sibiștea, Dezul Sălaș, care până a fost nepocăit și datorită structurii sale fizice, era foarte puternic, îi știau toți de teamă. Și după ce s-a pocăit și-a schimbat cărările, nu numai că nu mai mergea la băutură, și-a schimbat și faptele. Și într-o seară au băieți și puțin beți, s-au pus să se împingă, hai să vedem ce face pocăitul meu. S-au uitat spre ei, el fredora o cântare și nu și-a întrebat-o. Că scrie aici versetul 10, că cei ce merg pe calea asta cântă mereu și laudă pe Domnul. A încercat și altă dată. Și știți cum l-au părăcut? Stătea așa pe un părâu, a fost un proroc al Domnului, ziceau, Sfântul din părâu. Da, era Sfântul de pe calea Sfinților. Și mai sunt astfel de oameni. Dacă sunteți unii care ați mai căzut, să știți că spune Scriptura că s-ar putea să mai cadă cel neprihănit. Adică cel ce are gânduri bune, Dumnezeu îl apucă de mână și îl ridică. Ne rugăm Domnului să vă întărească pașii pe calea cea dreaptă. Să ne ia de mână și să ne călăuzească în pace. Amin. Și asta e o promisiune în profeți. Veți fi călăuziți în pace. Vom fi ocrotiți. Niciun leu nu va fi pe calea asta. E ca și în cartea aceea călătoria creștinului. Leii se aruncă. Diavolul răgnește. Da, însă Domnul nostru este atotputernic. El este stăpânul care ne ajută. Slăvit să fie în numele Domnului. Vă doresc să mergeți pe această cale. Cine știe cât mai este? Până când se scoală stăpânul, că noi nu știm cât mai e, așa viața noastră e ca și o curbă, tot cu drum cu curbe, știi? Știi cât mai este, unde duci, nu știi ce urmează. Păi se gândeau oamenii ce a fi cu crizele și cu asta? Nu știau ce vine, nu știu nici acum, am citit o prognoză în decembrie pentru lunile ianuarie, februarie și martie și spuneau pe februarie temperaturi peste media anuală, în plus, și când colo a fost mult sub. Nu știu oameni. Numai Dumnezeu știe dinainte când în ploaie, că la el sunt cămările. Când aduce grindina și când aduce focul. Spus Domnul Iisus, nici îngeri nu știu, dar știe Tatăl. Binecuvântat să-i fie numele în vecii vecilor. Hai să recapitulăm și ne oprim aici. Domnul evangheliza prin cetăți și prin sat. Și dacă vă crezi că în jur nu se fac evanghelizări prin sate, faceți dumneavoastră să fie, nu numai încetă, să fie și în sat. Dar nu uitați că mergeți spre Ierusalim, spre cel de sus. Și ce ne rugăm în Tatăl nostru va deveni realitate. Doamne, vie împărăția ta. Și vine cu putere a Domnului să fie slava în veci prin aceeași rugăciune. Și ați întrebat un om, Domn, puțin sunt cei ce merg pe calea asta. Cum e numită calea asta? Calea îngustă. Poarta strântă, calea mântuirii. Mai e o cale. Mas mai mult. Și oamenii se par că spun. Da, dar când se vor trezi, va fi prea târziu. De aceea nu cumva să te pomenești rămas afară. Nu cumva după ce ai intrat, spune Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu. Nu cumva după ce eu am promovit altora Ierusul să fiu repădat și să aud tristele cuvinte. Nu te cunosc, Doamne. Tu care ne cunoști, uită-te la noi. Amin. Tu ne cunoști acum. Noi nu ne cunoaștem pe noi. Ni se pare că mergem bine și că încolo facem pași cu Iisus. Cel ce de azi, să ne lasă pe Duhul Sfânt, să ne lumineze mintea, să vedem calea asta nouă și vie.
De aceea spunea Pavel în Corinteni, nici n-aș vrea să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe răstignit. Adică într-un labirint, din curgătura lumii acesteia, dintr-o dată se deschide ochii și să vezi o cale dreaptă care se pierde în zare, dar noi prin credință izărim și finalul și așteptăm în credință și chiar în bucurie descoperirea copiilor lui Dumnezeu și a fiilor slavei. Și aceasta e calea Domnului. De ce îi spunem a Domnului? Pentru că El a deschis. De ce îi spunem a Domnului? Pentru că toți care merg pe ea au ca model pe Domnul Hristos. Dar e și calea Sfinților, e și calea cea bună, e și calea credinței. Gândiți-vă la toate acestea. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin.